În urmă cu mai mulți ani, la poalele cetății din Deva a fost amenajat un patinoar. Deși pe durata sezonului rece, acesta este locul de distracție al multor hunedoreni iubitori ai sportului pe gheață. Odată cu creșterea temperaturilor, locul era nefolosit până în următoarea iarnă. Pentru a oferi celor mai mici locuitori ai municipiului Deva, dar și turiștilor care vizitează cetatea, un loc de recreere și în sezonul estival, administrația publică locală a decis să amenajeze aici un loc de joacă pentru copii. Și unde patinoarul, am considerat că nu e normal. La noi orice e normal sau anormal, dar am considerat că acel spațiu stă degeaba, în perioada verii, iarnă fiind patinoar. Și atunci am considerat cu cei de la Serviciul de Cadastru, cu domnul Jarnea, că ar fi bine ca în acea zonă, chiar în incinta patinoarului, fiind aproape și de telecabina care transportă vizitatorii sus pe cetate, să existe și un loc de joacă pentru copii, unde copiii pot să se distreze. Ținând cont de faptul că prin această zonă trec foarte mulți turiști, având în vedere că de aici pornește telecabina care urcă pe cel mai important monument al municipiului, administrația locală dorește să dezvolte și mai mult zona de la poalele cetății și să o facă cât mai atrăgătoare pentru toți cei care vizitează reședința de județ. Ne gândim că în acea zonă, după ce vin sau înainte de a veni să vedem acel ONG care vor să și-au au câștigat finanțarea pentru promovarea cetăților Devei și altora din județul Hunedoara, să facem cu acei artiști, să spunem, care au prezentat și în centrul Devei aici bucătărie tradițională romană, dacă și așa mai departe, și să servească acolo, adică să se îmbine cumva și istoria cu distracția copiilor și cu vizita pe cetate. Spațiul de joacă pentru copii va ocupa o suprafață de 427 de metri pătrați din cei peste 2700 cât are în total patinoarul și va fi deschis până la începutul iernii, când întreaga suprafață va deveni din nou acoperită cu gheață.